Ești nab, ia uite, te bate ție, putea bă, te-a distrus harta. Nu, 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 nu. Aaa, te-am făcut, nu. Cum am ajuns? În acest episod, Castorul, copilul toxic, a adus un alt copil toxic pentru a mă bate la 2 vs 1 pe Stumble Guy și hai să vedem ce a ieșit. Apropo, follow pe Instagram, primul link în descriere de la Eneba pentru cele mai ieftine jocuri și like-uri multe dacă vă place acest tip de conținut. Vizionare plăcută. Mamă, Castre, tu tocmai m-ai adus să mă joc din nou Stumble Guys cu tine și cu că un prieten, că nu te mai joci cu Darusel, nu ai vrea Darusel să mai joace cu tine, că nu mă bateți și ți-ai adus tocmai alt prieten cu care crezi că o să mă bați? Păi l-am adus ca să te distrugem. Hai că mă distrugeți dacă e, să văd ce mă distrugeți, mă, deci stai, jucăm Block Dash, jucăm Block Dash și ăsta Endless, jucăm și laser, jucăm de toate, hai să vedem, gen, primul care ajunge la 3, facem în felul următor? Da, hai! Bine, hai să vă văd cât de bine. Dar ăsta, Castre, doamne, de ce zic Darusel? M-am învățat să fiți amândoi, dar deja trebuie să mă dezobișnuiesc cu Darusel, câteva zile nu mai vrea să mai apară. S-a supărat Darusel, nu mai vrea să joace Stumble Guys, nu mai vrea să mai facă nimic. Zice gata, nu mă bate, nu știu ce. Castre, ce ai mai făcut mă tu zilele astea? Cât timp n-am mai Stumble Guys ca să te bat. Ah, ce mi-a dat ăsta una. Deci ca Stumble Guys ca să mă bați, ai văzut că m-am jucat cu Darusel? Da. Și ce părere ai tu? De ce n-ai vrut să apari în video? Că am zis că te distrugem prea tare și l-am lăsat doar pe Darius. Ah, am înțeles. Deci voi mă distrugeți prea tare și acum, păi și acum de ce ești mă cu încă unul? Ăsta e mai slab decât Darius, dar ai zis că nu, e mai bun. E mai bun? Mamă, pe eu nu văd că văd că nu faceți nimic deja, dar dacă eram cu Darius, murea Darius din prima. Păi da, că Darius nu e. Nu. Eu ce n-am. Hai mă că nu mor eu. Nu mor niciodată. Ha. Hai că prima rundă a fost de încălzire, dar acum să vedeți ce vă distrug. Hai că m-ați distrus, dacă e cine m-a distrus, bă, că m-am distrus eu singur, nu m-a distrus niciunul dintre voi. Ce aveți? Așa e slab, e te bate mapa. Ești prea slab. Hai că sunt prea slab, bă. E bune, cel mai slab. Castore, ce vrei să faci aici? Că poate nu mai postăm videoclip, nu mai fac cu tine deloc. Ce, îți aduci alte persoane, Castore, aici? Să dai bully, să nu știu ce, să te crezi bun. Dar tu care ești, mă, Castore? Ia puțin, tu care ești, Castore? Ia. Ești pisica? Păi ce? Mamă, stai că eu n-am nimic pe contul ăsta, că sunt pe contul secundar, n-am banana, n-am nimic. Păi la... Uite, cam asta așa. Nu faceai nimic cu banana. Hai că nu făceam care, mă, că Darusel nu mai știi când pica direct în banana, aruncam banana, Darusel s-a ducea direct în ea. Păi Darusel e obișnuit din viața reală. A, cum adică? Cum adică, Castore? Castore? Păi Darusel așa pică el în banana. Bă, Castore, cum adică, mă? Cum adică pică în banana? Îi place să mănânce banana sau ce? Da, foarte mult. Nu m-a murit. Hai, Castore. Capot. Ți-a murit cu echipierul. Bă, tu ai... Bă, Castore, tu ai zis că stai mai bun decât Darusel. Ce se întâmplă? Ia. A, ce era să te duci, mă. Uite, că-ți dau super punct. Castore, tu ai zis că e mai bun decât Darusel, băiatul ăsta, și deja a murit, dar... Castore, păi în da, două secunde a murit. Nu meriți. Ce joacă, mă, la mișto? Păi tu mi l-ai adus să joc serios, așa e zis. Nu că la mișto, ce mișto e asta? E mișto să mor, nu? Păi nu, că vreau să fac o schemă din aia, cea mai grea schemă de pe lume. Castore, dar lasă, când o să vadă Darusel, când o să vadă în următoarele episoade Darusel, că te-ai jucat cu băiatul ăsta, l-ai adus în locul lui, crezând că e mai mult decât el, să ce pe râde Darusel și să mai și supără pe tine. Lasă, ce te bat eu? Mă bați tu? Da, te distrugi. Hai mă, Castore, că deja am ajuns la wave-ul 20 și deja nu moare niciunul dintre noi. Nu. Ce ai mă, Castore, crezi că mor, Castore? Ce credeai, mă joc cu tine, mă joc cu mintea ta. Ia. Uite, cum treci mă tu pe lângă alea, Castore? Schemele mele, ia uite ce am, ai văzut ce am făcut? Nu, n-am văzut ce ai făcut. Wave 23, hai să te văd aici, Castore. Bă, Castore, ce mi-ai făcut mă tu zilele astea? Că am... De fapt te-am întrebat, dar parcă nu mi-ai răspuns, nu mai ții minte. Mi-ai zis ceva, ce ai făcut zilele astea? Stumble ca să te bat! Tu n-ai mai vrut să mai apare în videoclipuri cu Stumble Guys ca să te joci, să te antrenezi? Da, exact! Doamne, Castore, pe și nu puteai să te antrenezi pe videoclip sau ți era rușine că pierdeai? Nu, că era... Păi n-am ce să mă antrenez cu tine, că tu ești prea slab ca să mă antrenez cu tine. Da, am înțeles, pe de-aia n-am urit. Mai bine mă antrenez cu boții. A, am înțeles, pe de-aia te joci mă tu cu boții, pe aia sunt prietenii tăi, ca să recuia te înțelegi tu bine, bot la bot. Ma, doamne, ce glume ai, fii atent. Dar tu ești o glumă, ai auzit vreodată asta, că tu ești o glumă. N-am auzit, Castore, am auzit de la tine treaba asta și nu știu ce să cred, cred că aud doar de la tine, Castore, că na. Ești nab, ia uite, te bate ție, putea bă, te-a distrus harta. Aaaa, ce-ai zis, bă, ce-ai zis, Castore? 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 Castore, nu mai, să nu te mai iei așa de persoane aiurea, vezi, încep să râzi, cine râde la urmă râde mai bine. Cum ar veni, am câștigat, nici nu m-am chinuit, am făcut troll aici la final și am câștigat. Castore, ești cam slab. Napule, mai e o rundă,
A, bine, meciul 2 l-am câștigat, Casurea e râs de mine, dar ai văzut că tot tu ai murit, nu știu cum ai făcut, ai murit acolo, dar, a, știu, ești cam slab și cam aia e treaba, adică o să zic mai mult de atât. Ce? Bă, Casture, prietenul ăsta tău abia s-aude, Casture, ce prieten ai tu? Tu nu vezi că n-are nici net, cum vrei să mă bată prietenul ăsta tău? E agitat, că m-ai făcut slab. E agitat? Hai mă, deja wave-ul 7 și nimic n-a s-o cu, bă, Casture, ești cam slab, bă, prietenul ăsta tău, nu știu, ți-ai adus prieten, nici n-are net, săracu. Tu crezi că mă puteți bate voi așa, repede, într-o dată? Nu te-am făcut, bă, tine, dar de fapt și tu, dacă tu te consideri slab, dacă tu ai crezut că am zis de tine, înseamnă că zic și de tine, că ești slab, iau-te cerea să te duci în ăla. Iau-te, plânge, Castro, uite așa trebuie să plângi, ca emote-ul ăsta, ca emote-ul ăsta trebuie să plângi, Castro, ia uite așa trebuie să plângi tău. Nu, că eu nu sunt un emote, ești un NPC. Ce NPC, Castro, că tu, Castro, ai mis... Bă, Castore, ce sunt, bă, cu prietenii ăștia ai tăi, bă, prieteni mai buni avea Darusel, adică când te-a adus pe tine, Darusel a avut mai mari gusturi, adică măcar tu ai fost mai bun, dar... Cum adică? Copilul ăsta de l-ai adus tu acum, ce face, că nu face nimic, absolut nimic, ce credeai, că cad acum? Joacă la troll. A, joacă la troll, pe păi și eu nu joc la troll? Eu nu fac mișto acum de tine? Nu, pentru că tu îți dai viața aici. Ha? Da, îmi dau viața. Care, Castore, că tu brădeai de mine, nu știu ce, dar că mor acolo și ai murit? Nu ca tine. Ce viață ai, mă, tu, Castore? Să întrebăm așa, bă, lumea, toată lumea aici. Ce viață ai tu, Castore? Că stai în continuu, te joci Stumble Guys, nu vrei să apar pe episod de Stumble Guys ca să te antrenezi și când apar nu faci absolut nimic. Ia uite, mă ajuți. Ce a fost asta, Castore? Ce a fost asta? Că i-a avut aia un noroc. Ia uite, de ce hacker ești? Da, Castore, bă, Castore, tu crezi că poți să-mi faci ceva cu pumnii ăștia ai tăi de-i dai? Nu, nu, nu. A, ce credeai, mă, că faci acum? Castore, stai mă liniștit că nu, e greu cu mine, e greu cu mine. Știi că eu sunt mai bun decât toți, decât Darusel, decât toată lumea. Știi că eu sunt cel mai bun jucător de Stumble Guys, așa, Castore? Da, de pe planeta, de pe planeta Marte. Păi de extraterestru. Mai rău, înseamnă că chiar sunt cel mai bun gen. Ia uite pe asta. Ești mai slab, ești efectiv prea slab. Mamă, Castore, dar prietenul ăsta al tău, deloc nu s-aude, mă, Castore, nu știu ce prieten ai tu. Cred că ăsta e prietenul, cred că ăsta e băiatul de pe Marte despre care vorbeai tu. M-ai confundat cu el. Cred că n-ai tu căști bune. Da, n-am căști bune, păi și ce? Pe videoclip? Nu. Aaaa, te-am făcut, nu! Cum am ajuns mai jos? Hai mă, că am intrat și pe laser, acum să vă mai dau și vouă o șansă că prea slab sunteți, Castore, ai avut noroc. E harta ta preferată? Mă, pe nu mă mai joc în viața mea dacă asta e harta. Uite ce slab! Lasă că acum vă bateți voi între voi. Acum nu mai sunteți inamici cum ar veni. Erați cu echipieri, dar sunteți inamici. Ia, care e mă ăsta? Ăsta e prietenul tău ăsta, Gingerbread-ul ăsta. E prietenul tău, nu-i așa? Da, e cel mai șmecher skin. Da, cel mai șmecher, cred că e cel mai șmecher, da. Ai murit și tu, Castore, ce înseamnă asta? Bă, ați avut noroc, mă, ați avut noroc, ce să zic, altceva, dacă ați avut noroc, că, na, n-am fost eu atent. Păi n-am fost atent, ce, credeai că dai tu așa într-o dată, dar aveți noroc că aveți de-astea, că dacă nu folosiți emote-uri, sunteți slabi, că eu n-am niciun emote aici. Gen, mai ales că n-am nici bana, a, mă, du-te, mă, de aici, bă, dar n-am văzut ăsta, pe bune, chiar n-am văzut laser acolo, ia să vă văd acum. Care bat între voi, bă, dar voi aveți amândoi emote-uri, pumni, eu am doar banana și nici nu am pe contul ăsta, trebuie să intru pe contul celălalt, dar nu intru, aia. Ai, nu mai intră acum. Cum să nu îți bagi banii Stumble Guys? Pe ce mă joc eu Stumble Guys și nu știu eu? Păi da, din moment ce te-am provocat la 1v1 și te-a acceptat, la 2v1, doamne. 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 Acceptat. Așa. Înseamnă că te joci foarte mult. Hai mă că dăm și laser, deci acum aveți voi avantaj că aveți pumnul, dar hai să vedem cine știe că e mai și mică laser dash-ul, parcă e și laser combinat cu bloc, deci eu zic e mai ok așa laser dash-ul totuși, dar hai să vedem e ce facem. Te bate mai repede. Da, mai repede mă bateți. Păi dacă aveți la normal, dar lasă că nu mă bateți, că sunt și eu atent acum, mă acces mai mult să mă uit aici, chiar dacă trebuie să și vorbesc și să fiu atent așa, dar trebuie să fiu atent mai mult la joc, asta e întrebarea. Întrebarea, hai că întrebare. Nu vezi cât de nab ești. Ia stai puțin, am murit iar prietenul tău, mă, Castore, bă, ce e mă, asta e joc, ce 2v1 e ăsta, Castore, că e mai mult, e 1v1. Dar tu n-ai văzut laser că te-a distrus, dai, laser e harta lui preferată. Da, ce m-a distrus la laser, păi a avut noroc acolo, păi și bă, stai tu cu laser, mă, de ce moare în laser, ia stai puțin, că nu înțeleg ce vrei să zici. Bogdeș, ești Bogdeș. Ce mă la Bogdeș? Bă. Ce credeai mă, Castore? Am dat demo și mi s-a blocat caracterul. Păi dacă n-ai net, nici Castore nu are net cât să mai întrerupe și Castro. Ha, bă, cred că o să fie ultimul meci ăsta, e Bogdeș normal, ca pe vremuri să ne aducem aminte de vremurile bune. Ah, da, mă distrugi, Castore. Cum ai făcut meci trecut, nu-i așa? Sunt cel mai bun la
Bogdeș. La Bogdeș? Ce la mă Bogdeș, Castore? Tu nu mai știi să mai vorbești? E harta care o jucăm, dar cum se cheamă? Nu, Bogdeș. Blocdeș. Ai uitat cum să mai spune sau ce? Boc. Să zice poc îți dau eu. Ia uite ce, bă, tu vezi, bă, Castore, tu ți-ai adus cu echipier care să fie adversar, de fapt? Ăsta e cu... Bloc. Bă, Castore, ăsta e cu echipierul tău, mă, care îți dă pumni, ăsta e cu echipierul tău, dar tu asta vrei să zici? A vrut doar să antreneze pe mine, că e greu să-mi dai mie da, bani. Da, cred că îi place așa să joace cu mine, nu cu tine, Castore. Ia vezi că bate spirit prietenul, auzi, prea... Nimeni nu te place pe tine. A, nimeni, da, ia să scrie lumea acum în comentarii, toată lumea care se uită. Dar de ce să mai uită lumea la mine atunci? Dacă ce ai crezut, mă? Noastră. Da, hai că din cauza voastră, dacă e. Care că am văzut un comentariu în care scrie: am întrebat eu de, nu mai știu de ce am întrebat, de un joc, de ceva, ce episod să mai facem. Bă, Stumble Guys, parcă, și a scrie lumea: da, dar fără copiii toxici, așa zicea. Fără dar Darusel, fără tu tine. Ești, adică tu, că tu ești copilul toxic, eu nu sac nimica și mă faci nob. What? A, da, am văzut. Ce nu faci nimica? Că râzi așa, faci mișto, faci de-alea. Crezi că zici că se aduci prieteni aici, că mă bați. Ia mă, ca să răia, fii atent. 1, 2, 3. Uite, stau așa și nici nu mă mișc. Și mor tu. Nu mă mișc. Ce-a murit? Ce era să-ți fac, Castore? Vezi că dacă picai... Oh, m-am dus eu. No. Hai bă, du-te bă de aici, ce noroc ai avut. Uite bă, ai văzut, Castore? Ai râs, am râs eu tot, de fapt nu, ai râs tu de mine atunci în meciul ăla, acum am râs eu de tine și la fel s-a întâmplat mai rău. Ce mă dă face așa, Castore? Te-am bătut, am făcut și S-Pro. Da, S-Pro. S-Pro, ce ăla S-Pro? E pește. Ha? Ia să vedem ce avem noi, Castore, pe aici, uite, Sneaky vs. Kill Will, Yin Yang Will, Astro Will. Da mă la astea, Castore, ai dat la ele, ți-a picat ceva bun sau n-ai bani? Nu dau la ele, că eu am mai multe gemuri decât știi tu, gemuri. Da, ci că am mai multe gemuri decât știi tu, gemuri. Cum adică? Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu am mai multe gemuri decât tine. Da, înseamnă că cam atât a fost și cu acest episod, Castorul e cam slab, adică nu o să primească. Nu, ce, Castorul, gata, ce ești obțedat, dă-mi seama, că ai măcar am jucat cu tine și nu m-am jucat la turneu. Bine mă, Castore, pe ce crezi tu că o să câștigi tu la turneu? Ai câștigat în viața ta la turneu și ce? Câștigi tu la turneu? Am câștigat 20.000 de gemuri la turneu. Mamă, și unde sunt, mă, ia ratele? Că ți-e rușine, nu vrei să facem... Păi, dar nu, mi le-am consumat. Ah, da, mă, 25.000 așa într-o dată. Ia să văd ce ai tu prin inventar, Castore. Cred că ai doar o legendară, ce aia gratis și cam atât, nu-i așa? Am mai multe legendare decât ai tu skin-uri. Am înțeles, Castore. Nu știu ce să cred, Castore. Ești cam slab, sincer. Adică eu asta cred. Ești cam slab, Castore. Bine, mă, Castore, hai că atât a fost. Ți-ai adus un prieten cu care credeai tu că o să mă bazi, dar prietenul ăla dădea în tine, îți dădea pumn. Da, te-am distrus, te-am lăsat în viață. Da, care, mă, că te-am bătut de 2 ori, Castore. De 2 ori și noi te-am bătut de 5 ori. Care 5 ori, mă, că cred că 5 meciuri am avut și nu contează că prietenul tot de partea mea era, cum ar veni. Că a dat în mine, a dat în tine, ci că îți aduc prieten acum să și te bate, el care murea primul și dădea în tine să te omoare pe tine, Castore, nu știu ce să zic. Hai, gata. Gata, Castore, gata cu atâta scuze. Pa, Castore, gata cu atâta scuze. Aia, data viitoare poate vine Darusel să vă învețe. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.